Punguța cu doi bani, de Ion Creangă. Era odată o babă și un moșneac. Baba avea o găină ce se oade două ori pe zi, iar moșneagul un cucoș. Într-o zi moșneagul îi cere niște ouă babei, căci tare îi era poftă. Însă baba îi spuse să-și pune pofta în cui, iar dacă vrea ouă, să-și bată cu coșul, precum a făcut ea cu găina. Moșneagul face întocmai, fără rezultat însă. Când scapă din mâinile lui, cu coșul fuge de acasă. Pe drum găsește o punguță cu doi bani. Dar când se îndreaptă bucuros spre casa moșneagului, se întâlnește cu un boier, care îi ia punguța. Cucoșul pornește pe urma lui și strigă: Cucurigui, boieri mari, dați punguța cu doi bani! Supărat, boierul îl aruncă într-o fântână, dar cucoșul scapă înghițând toată apa și începe din nou a striga după boier. Nervos, acesta îl închide într-un cuptor încins, dar cucoșul se salvează din nou, revărsând toată apa pe care o înghițise. Apoi îl aruncă în cireadă, dar cucoșul o înghite pe toată. În cele din urmă este aruncat în cămara cu bani, iar cucoșul golește toate lăzile. Văzând că nu mai scapă de el, boierul îi dă înapoi punguța cu doi bani. Dar la plecare, toate păsările din curte îl urmează pe cucoș. Așa a ajuns acasă la moșneac, spre surprinderea acestuia, căci era cât un munte de mare. Și începe a umple curtea de păsări, de boi și de văci și de galbeni. Văzând asta, de ciudă, baba își bate și ea găina, dar aceasta îi aduce doar o mărgea. Supărată, baba o omoară în bătaie și rămâne săracă lipită pământului. Moșneagul, devenit bogat, pe babă de milă a pus-o găinăreață, iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul, încălțat cu ciuboțele galbene și cu pinte la călcâie, de ți se părea că e un irod de cel frumos, iar nu cucoș de făcut cu borș. Punguța cu doi bani, de Ion Creangă. O poveste cu care noi, adulții din ziua de astăzi, am crescut, iar copiii generațiilor actuale o descoperă cu drag. Citește povestea întreagă și învățăturile care se trag din ea la toate filialele Bibliotecii Municipale Bogdan Petreceiu cu HD. Cartea te așteaptă pe raft!